Suntem la o răscruce de drumuri, ne mutăm din partea întunecată a Genesei, de la cădere, cu toate consecințele ei, ne mutăm în spațiul în care Dumnezeu începe să lucreze răscumpărarea omenirii. Se uită la cei care, în truda lor de a-și face un nume, construind turnul Babel, își făceau viața praf, pentru că alergau înstrăinați de Dumnezeu și unuia dintre ei îi spune Avrame, lasă-mă să-ți fac un nume, lasă-mă să-ți fac un nume. Cam asta este viața fiecăruia dintre noi. Ne trudim de dimineața până seara să ne facem un nume, tot ce plămădim cu mâinile noastre se desface ca și țărâna din care suntem și noi, și când am obosit și lăsăm mâinile jos, ne oprim din alergare, auzim în străfundul sufletelor noastre, Beni, lasă-mă să-ți fac eu un nume. Eva, lasă-mă să-ți fac eu un nume. Suntem în Genesa și în Genesa avem trei ingrediente majore, creație, cădere și răscumpărare. Încheiem acum capitolul 11 și ne mutăm în spațiul răscumpărării. Până în Genesa capitolul 11 vedem oamenii, mai ales cei care se înstrăinează de Dumnezeu, cum este Cain sau puțin mai târziu cainiții descendenții lui cu Lamech și fiii lui extraordinari. Îl vedem pe Nimrod cel puternic, viteaz, încercând din răsputeri să își lege numele de ceva ce putea face cu mâinile lui. Și tocmai din mijlocul lor este chemat Avram, atunci când Dumnezeu îl roagă pe Avram să-l lase, să-i facă un nume. Dumnezeu nu te poate obliga. Dumnezeu face oferta, tu poți să spui da sau nu. Mi-a plăcut cuvintele Evei, am hotărât să cred în El, am decis să cred în El. Credința este un act de voință, dragii mei. Trebuie să te ridici și să spui da, cred. Să iei argumentele care le-ai înaintea ta și să așezi viața pe ele. Dar înainte de a intra în spațiul răscumpărării, dați-mi voie să pun o ultimă întrebare față sau pentru sau despre cele 11 capitole pe care le-am parcurs. Care-i rostul lor în carte? În primul rând, de ce se termină, cum se termină aceste 11 capitole? În timp ce Utnapiștim este îndumnezeit de zeul care a dus potopul de Enlil, Moise se îmbată în cortul lui, se dezgolește. Pe deasupra, nu-i suficient acest păcat, intră Ham, fiul său, și cu rădăcinile păcatului în el, găsește plăcere în ce vede, se duce și râde de tatăl său. Se dezmeticește Noe din beție și în loc să ceară blestemul peste Ham, îl blestemă pe fiul său, pe Canaan. În toți anii aceștia l-a putut să vadă rădăcinile, fisura păcatului în viața fiului său. Nu uitați, au trăit aproape 100 de ani în mijlocul acelei societăți corupte. Dar vine potopul și mătură totul și lasă doar pe Noe și fiii lui și din el descinde, am putea spune, o nouă rasă umană. De ce oare Scriptura se termină pe Nimrod, cel puternic și viteaz, ziditor de cetăți și răzvrătit împotriva lui Dumnezeu? De ce fiii lui Dumnezeu, descendenții lui Noe, în loc să se separe de rău, sunt înghițiți și cad în plasa lui Nimrod? Nu doar ca să construiască turnurile și cetățile lui Nimrod, ci ca să bea paharul nelegiuirii lui Nimrod. De ce se termină așa istoria primară? Cred că Dumnezeu vrea să ne spună ceva fiecăruia dintre noi, cei care citim Genesa. El vrea să ne ajute să recunoaștem faptul că avem inima mușcată de păcatul edenic. Cel mai bun dintre cei mai buni se îmbată, se dezvălește în cort și fiii lui prăpădesc pământul din nou. Cu alte cuvinte, aceasta fiind realitatea, dacă Dumnezeu nu se atinge de noi, El nu se va vindeca niciodată. Prin puterile mele, prin eforturile mele, prin noi începuturi, prin noi decizii pe care le iau, n-ajung nicăieri. Mă întorc în aceeași groapă în care mă aflu și astăzi.
Cred că în fața primelor 11 capitole trebuie să-mi pun eu câteva întrebări. Și dacă vrei, poți să ți le pui și tu. Oare ce zic eu despre inima mea? Ce părere am despre mine? Cred în adevăr că inima mea este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea și nici eu măcar nu pot cunoaște? Am convingerea la care a ajuns Sfântul Apostol Pavel privind în sine, în sine rupt de Dumnezeu, în sine vândut rob păcatului, el vorbește în general incluzându-se pe sine aici. După omul din lăuntru spune, el îmi place legea lui Dumnezeu, cu alte cuvinte am aspirații înalte, visuri extraordinare, mai ales dacă sunt tânăr. Dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Pavel mai știe ceva. Răspunsul nu este în el, nu în puterile lui. Și de aceea versetul următor se îndreaptă spre singurul care poate vindeca o inimă mușcată de păcat. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Acum că întoarcem capul și privim spre ce am parcurs primele 11 capitole, vă rog să nu uitați un singur lucru. Dacă până și noi, cel mai bun dintre cei mai buni, cu cât mai mult eu și tu, cu cât mai mult avem noi nevoie de atingerea lui Dumnezeu. Tocmai de aceea, tot ce urmează, deși e vorba despre oameni pe care istoria deja i-a șters, i-a înghițit, i-a transformat în țărână, după porunca lui Dumnezeu, pentru că s-au întors în ea, tot ce urmează ne privește pe fiecare dintre noi, tot spațiul răscumpărării este pentru mine, pentru tine. Eu și tu am nevoie de adevărurile pe care Dumnezeu le pune înaintea noastră și El ne va vorbi prin patru personaje mari. Avram, Isaac, Iacov și Iosif. Vorbeam despre păcatul moștenit în duminicile trecute, despre cele fisuri în gardul vieții mele pe unde dracu intră cel mai ușor, rupe tot și face praf viața mea. Dragii mei, este singura carte din lume, spunea cineva, în care Dumnezeu analizează patru generații de oameni și pune înaintea noastră, în lumina adevărului lui absolut, cum se transmite răul de la o generație la alta. Ce înseamnă voi pedepsi păcatele părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam? Ce înseamnă păcatele părinților vizitează pe copii? Ce înseamnă să mă uit înapoi și să rog pe Bunul Dumnezeu să atingă inima mea, mie, fiului Noe, inima mea, ca să nu pățesc Aham și Canaan? Avram, Isaac, Iacov și Iosif, patru generații puse sub lupa lui Dumnezeu. Și în ciuda căderii și puținului lor, a țărânii din ei, Dumnezeu prin ei începe să lucreze planul răscumpărării lui. Primele 11 capitole s-au terminat cu numele sfârmat în pumni. Iar acum Dumnezeu îi spune lui Avram, Avrame, lasă-mă, dă-te bătut. Cu alte cuvinte, lasă-mă să-ți fac eu un nume. În Genesa primele 3 versete din capitolul 12 avem condiția și promisiunile pe care Dumnezeu le pune înaintea lui Avram. Veniți să citim textul. Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta, din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Aceasta este condiția. Avrame, ieși și vină. Ieși din țara ta, din rudenia ta, din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Ascultați promisiunile. Voi face din tine un neam mare, te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare, vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Sunt o mulțime de promisiuni pe care le face Dumnezeu. Voi face din tine un neam mare, te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare, vei fi o binecuvântare,
Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta, voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Oare care dintre ele este promisiunea centrală a lui Dumnezeu pentru Avram? Pentru asta aș vrea să faceți un pas înapoi în capitolul 11, veniți sub turnul Babel și, și lângă ambițiile lui Nimrod. Să ne facem o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul, să ne facem un nume. Dumnezeu de cealaltă parte spune, îți voi face un nume. Dragii mei, toate celelalte se subordonează acestei promisiuni a lui Dumnezeu. Avrame, îți voi face un nume mare. Dar ce înseamnă să-ți facă Dumnezeu un nume? Am văzut ce înseamnă să încerci să faci tu un nume, să dai din coate, să te realizezi pe toate planurile posibile și oamenii să se uite cu admirație la tine. Dacă poți să facă și zicători despre tine ca despre Nimrod, să rămâi în istorie ca și el. Ce înseamnă să-ți facă Dumnezeu un nume? Aș vrea să urmăriți cu atenție promisiunile lui. Le-aș putea împărți în două părți. În primul rând, Dumnezeu îi spune, te voi înmulți, te voi binecuvânta și te voi ocroti. Toate astea sunt lucrurile pe care Dumnezeu mi le promite mie, că mi le va face mie, respectiv îi le va face lui Avram. Dar mai există un gen de promisiuni. Toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Vei fi o binecuvântare. Sunt două aspecte. Ce-mi face Dumnezeu mie și ce face Dumnezeu prin mine. Ce-mi face Dumnezeu mie și ce face Dumnezeu prin mine. Oare de care din cele două se lege numele pe care Dumnezeu vrea să mi-l facă? Dragii mei, întotdeauna numele pe care ți-l face Dumnezeu ține mai mult de ceea ce face El prin tine, decât de ceea ce face El în tine. Și aici nu mă gândesc la chipul lui Hristos pe care îl sapă în tine, ci mă gândesc la, vei fi o familie mare, te voi binecuvânta, vei avea de toate, îți vor merge bine afacerile, copiii tăi vor fi sănătoși. Astea sunt toate lucrurile pe care le așteptăm ca Dumnezeu să le facă pentru noi. Dar nu ne preocupă prea mult ce ar putea face Dumnezeu prin noi. De foarte multe ori, ca să poată Dumnezeu lucra prin mine, în loc să-mi dea lucruri, trebuie să-mi ia lucruri. Trebuie să-mi ia sănătatea. Trebuie să-mi ia ambițiile și mândria. Trebuie să-mi ia afacerile din mâini. Trebuie să-mi ia casa pe care mi-am construit-o cu trudă și compromisuri. Trebuie să mă dezbrace de mine însumi, ca să mă poată îmbrăca cu el, să fiu de folos cuiva în jurul meu. Nu uitați, numele pe care Dumnezeu ni-l face nu ține atât de mult de ceea ce face El pentru noi, cât de ceea ce face El prin noi. Este cineva căruia Dumnezeu sigur i-a făcut un nume și un nume foarte mare. Dați-mi voie să citesc câteva cuvinte despre El. În Filipeni capitolul 2, începând cu versetul 5, Pavel vorbește despre El. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai pe sus de orice nume, pentru ca în numele Lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din cer, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Cum i-a făcut Dumnezeu un nume mare Fiului Său? Dându-i lucruri, făcând lucruri pentru El, dându-i și mai multă slavă decât a avut, nu, dragii mei, dezbrăcându-L de slavă, trimițându-L între noi, să fie disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii, să nu-L bagi în seamă, să-L scuipi, să-L pui pe o cruce și să strigi, hui, să se mântuiască pe sine însuși. Felul în care Dumnezeu îți face un nume, uneori doare. Nu uita, numele pe care El ni-l face ține mai mult de ceea ce face El prin noi decât de ceea ce face El
pentru noi. Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el însuși să slujească, să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Știți când spune Domnul Iisus aceste cuvinte? Când ucenicii lui, auzind că vine venea plecării stăpânului, dădeau din coate, se întrebau, oare care dintre noi va fi șeful după ce pleacă șeful? Va mai mult, doi dintre ei și-au trimis mama la Domnul Iisus Hristos să se asigure că și-au rezervat locurile la stânga și la dreapta lui. Și în clipa aceea, Domnul Iisus se uită la ucenici care au început să prindă pismă pe cei doi și le-a spus, în mijlocul celor care își fac ei înșiși un nume, trebuie să existe o piramidă și cu cât mai sus te cață pe ea, cu atât mai mare ți-e numele. Când e vorba de numele care ți-l fac eu, piramida se întoarce. Cu cât mai multe poveri porți, cu atât mai mare îți este numele. Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el însuși se slujească să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Ca să-ți facă Dumnezeu un nume, ca să-mi facă un nume, trebuie să împlinim câteva condiții. Asta i s-a cerut și lui Avram. Poate sunt mai multe decât cele pe care le voi aminti acum, dar noi vom continua să citim textul. Deocamdată, uitați-vă la versetul 1. Domnul zisese lui Avram. Zisese cu o bună vreme înainte, dar pentru că tatăl lui s-a oprit în Haran și n-a făcut drumul până la destinație, până în Canaan, Dumnezeu a așteptat cu facerea numelui pentru Avram, până când Avram s-a dizmeticit și a pornit la drum să împlinească întru totul cuvântul lui Dumnezeu. Ce-i zisese Domnului Avram? Două lucruri. Ieși și vino. Ieși din țara ta, din rudenia ta, din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Asta este prima condiție ca Dumnezeu să-ți poată face un nume. Trebuie să ieși din țara ta, din rudenia ta, din casa tatălui tău, din contextul în care te-a dus păcatul, din contextul înstrăinării tale de Dumnezeu. Uitați-vă un pic la Terah, tatălui Avram, și la pruncii lui. Avram, Nahor, Haran. Haran a murit în Ur, Milca, fiica lui Haran, a devenit soția lui Nahor, Lot, nepotul lui Avram, a fost luat de câte Avram și au plecat împreună spre Canaan. Așa ne spune textul. Iată spița neamului lui Terah. Terah a născut pe Avram, pe Nahor și pe Haran. Haran a născut pe Lot. Și Haran a murit în fața tatălui său, Terah, în țara în care se născuse, în Ur, în Caldeea. Avram și Nahor și-au luat nevestele, numele nevestei lui, s-au luat neveste, numele nevestei lui Avram era Sarai, numele nevestei lui Nahor era Milca, fiica lui Haran, tatăl Milcăi și a Iscăi. Sarai era stearpă, n-avea copii. Terah a luat pe fiul său Avram și pe Lot, fiul lui Haran, pe fiul său și pe nurorile sale, nevasta lui Avram, au ieșit împreună din Hur, din Haldea, ca să meargă în Canaan. Au ajuns până în Haran și s-au oprit acolo. Zilele lui Terah au fost de 250 de ani. Terah a murit în Haran. Abia după aceea, sau așteptând moartea tatălui său, Avram se trezește și spune, Dumnezeu ne-a chemat până în Canaan, noi în Canaan ne-am pornit. De ce stau eu în Haran? Și cred că în ciuda obiceiurilor vremii, poate înfruntându-l pe tatălui, a trebuit să-și ia nevasta și pe Lot și să plece mai departe. Dar vreau să vedem în primul rând când Dumnezeu a zis, vino, ieși din țara ta, din rudenile tale, ce a trebuit să părăsească Avram ca Dumnezeu să-i poate face un nume? Rabinii evrei vorbesc mult despre Terah și se spune în scrierile lor că Terah a fost unul din generarii lui Nimrod. Deci era în toate campaniile militare lui Nimrod. Mai mult, Terah, tatălui Avram, a fost un idolatru. Cu alte cuvinte, n-a îmbrățișat doar banii și slujba pe care Nimrod i-a oferit-o, ci și Dumnezeii lui Nimrod și religia lui Nimrod. Ba mai mult decât atâta, era un meșter, un făcător de idol. Și atunci când pleca în campaniile militare cu stăpânul său, Avram trebuia să fie în prăvălie și să vândă idol la oameni.
Și Avram, pe care Dumnezeu l-a făcut un gânditor, spun rabinii evrei, și punea mereu întrebări legate de Dumnezei căruia le se închină tatăl său. Și l-a întrebat pe tatăl său: tată, care dintre Dumnezei aceștia pe care trebuie să-i vând eu a făcut cerurile și pământul, soarele și stelele? Și tatăl a zis: uite, Dumnezeul acela mare căruia ne închinăm lui, și a arătat pe raft pe unul dintre Dumnezeii lui. Și Avram atunci s-a dus repede și a făcut o turtă mare din cea mai aleasă făină și a dus o ardere de tot, un dar de mâncare Dumnezeului. S-a uitat la el și a văzut că nu mănâncă zeul. Și s-a dus repede și a făcut o pâine și mai mare, din și mai bună făină, și a pus-o înaintea Dumnezeului lui și a zis: tată, ce se întâmplă cu Dumnezeu? Are gură și nu mănâncă, ochi și nu vede, urechi și n-aude. Și spun rabinii că într-o zi tatăl era plecat în călătorie și Avram a fărâmat toți idolii și a prins toată magazia. Și a venit tatălui supărat pe el. Asta era pâinea lor. Și zice: ce ai făcut, tată? Nu te supăra. Dumnezeul ăla mare a început să certe cu Dumnezeu este mici și în mânia lui i-a ars pe toți. Și tatăl i-a spus: ești nebun. Tu nu vezi că ochi și nu văd, mâini și nu mișcă, urechi și n-aud și gură. Nu știu cum a continuat discuția de Terah, a îndrăznit să-și lase țara și locul, să-și ia familia, să pornească spre Canaan. Probabil la îndemnul pe care Dumnezeu l-a dat fiului lui, lui Avram. Ce a trebuit să lase Avram ca Dumnezeu să-i poată face un nume? Tragedia este că Terah, tatălui Avram, dovedește că acolo sub turnul Babel, semiții n-au fost doar în slujba hamiților, ci au căzut în plasa hamiților și au început să trăiască după obiceiurile hamiților, în religia hamiților. Au început să trăiască, dragii mei, înstrăinați de Dumnezeu. Uitați-vă la câteva imagini. Aveți în Ur, cetatea din care a plecat Avram, ziguratul din Ur. Asta a rămas după 2000 plus 2000, 4000, 4500 de ani. Imaginați-vă cum o fi arătat turnul acela. Aveți câțiva oameni în vârful lor care abia se văd. O construcție uriașă făcută din cărămizi arse în smoală și lipite cu arse în foc și lipite cu smoală. Dacă aș face un pas în urmă, în jurul ziguratului acestui templu, erau case. Erau exact ca și casele noastre, poate mai bine făcute ca cele de la Dunăre sau din Cosmești. Erau făcute din cărămizi care au rezistat 2500 de ani. 4500 de ani. Și acum sunt acolo, în Ur. Imaginați-vă ce a lăsat Avram în urma lui. A lăsat o cetate prosperă, a lăsat oferte de locuri de muncă, a lăsat, dragii mei, în urma lui toate cele. Probabil că aveau, dacă era generalul armatei lui Nimrod, trebuie să aibă o casă, cât de cât nu, stătea în corturi Terah. Și l-a lăsat pentru ce? Ca să fie un călător, să locuiască în corturi, să n-aibă niciun petic de teren, în ciuda promisiunii lui Dumnezeu, și să-și cumpere până și mormântul nevestei cu bani de la străini. Să fie un străin și călător. Cu toate acestea, Dumnezeu i-a spus: ieși din țara ta, din rudenia ta și vină în țara pe care ți-o voi arăta. O să vezi drumul imens pe care trebuie să-l parcurgă, de la Golful Persic, din Ur, a trebuit să urce pe cornul fertil, ar fi trebuit să coboare apoi până în Canaan, dar Haran, Terah s-a oprit în Haran și după o vreme l-a lăsat pe tatăl lui și pe Nahor și el s-a coborât să asculte, să împlinească cuvântul Domnului. Ca Dumnezeu să-ți facă un nume, mai întâi trebuie să ieși, trebuie să lași. Și sunt lucruri dragi pe care trebuie să lași de foarte multe ori, lucruri la care ții. El a trebuit să lase tot sistemul idolatru al vremii, al societății în care a crescut. A trebuit să lase religia părinților lui, pe Dumnezeii părinților lui. A trebuit să lase plăcerile și onorurile pe care le-ar fi putut avea ca un prunc de general, ca un prunc suspus în societatea respectivă și să pornească pe urmele lui Dumnezeu. Apostolul Petru, în prima sa epistolă, vorbește celor care au îndrăznit să lase. Ajunge în adevăr că ați trăit
că în trecut ați făcut voia neamurilor și că ați trăit în desfrânări și pofte, în beții și ospețe, în chefuri și slujiri idolești. Observați ce au lăsat toți aceștia? Lucrurile în care ne-am bălăcit majoritatea dintre noi, chiar dacă am crescut în familii de pocăiți, ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și că v-ați bucurat de toate lucrurile de care se bucurau ei. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă bat jocoresc, dar au să dea socoteală înaintea celui ce este gata să judece vii și morții. Ca Dumnezeu să-ți poată face un nume, trebuie să ai curajul să ieși, să rupi jugul în care ai intrat. Scriptura ne spune, nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, că ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta lumina împreună cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură este între cel neprihănit și cel nelegiuit? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu. Și Dumnezeu zice, eu voi locui în mijlocul lor, eu voi fi Dumnezeul lor și el va fi poporul meu. De aceea ieșiți din mijlocul lor. Depărtați-vă de ei, zice Domnul, nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și în voi veți fi fii, zice Domnul cel atotputernic. Ca Dumnezeu să-ți poată face un nume, mai întâi trebuie să ieși. Știți cum ne numim noi? Ne numim Eclesia. Ekkaleo. Adunarea celor chemați afară. Cei care au auzit chemarea pe care Dumnezeu a făcut-o și la Avram. Ieși din țara ta, din rudenia ta, din casa tatălui tău. Eclesia. Ieși din obiceiurile tale, din păcatele tale, care te-au străinat de Dumnezeu. Până când n-ai curajul despărțirii, a ieșirii, Dumnezeu nu poate face nimic pentru tine. Nimic pentru tine. Mă întreb, care sunt lucrurile care s-au alipit de inima mea? Să nu credeți că putem trăi în Ur, să ne naștem în Ur, să trăim în Ur în Caldeea, să nu se lipească Urul de noi. Când vedem istoria evreilor, care 400 de ani au trăit în Egipt, am văzut că Dumnezeu însuși n-a putut dezlipi Egiptul de inima lor și de aceea au pierit cu toți în pustie, afară de Iosua și Caleb. Și mă întreb din nou, care sunt lucrurile care s-au lipit de inima mea? Lucrurile de care știu că trebuie să mă las și nu vreau să mă las. Zile trecute primesc un e-mail. Frate Beni, ajutați-mă, sunt rob. După care, în câteva cuvinte, pricep și eu robia tânărului care îmi scria. Sunt rob ecranului. De 2 ani de zile mi se macină sufletul, pentru că nu pot să scap de el. Nu mă uit la site-uri porno, dar simt că îmi fuge viața printre degete. Dumnezeu ar fi vrut să-ți facă un nume, dar n-ai timp de Dumnezeu. Nu-ți poate vorbi, ești rob sticlei în fața care ești, în fața căruia ești dimineața până seara. Sau ești rob obiceiurilor tale păcătoase, grupului tău de prieteni, unei relații pe care Dumnezeu nu o vede cu ochi bun, dar nu vrei să-i dai drumul din mână. Ca Dumnezeu să-mi poată face un nume, mai întâi trebuie să dau drumul aceste lucruri, să ies din țara mea, din casa tatălui meu, să las obiceiurile mele care mă împiedică sau îl împiedică pe Dumnezeu să lucreze în viața mea. Ascultați-l pe Pavel cum vorbește despre unul care a auzit chemarea. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi? Cum s-au dus? Am ieșit din ele. Le-am lăsat acolo. Le-am lăsat în Ur, în Haldea. Și cărămizile și smoala. Le-am lăsat acolo ca să urmez chemarea lui Dumnezeu. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Care e prima condiție ca Dumnezeu să-ți facă un nume? Să ieși. Să ieși. Să ieși din toate lucrurile care îl împiedică să facă lucrul acesta, care te înstrăinează de Dumnezeu. Nu uitați,
Nimic necurat și spurcat nu va intra acolo, în prezența lui Dumnezeu, de aceea trebuie lăsate. Dar a doua condiție este nu doar să ieși, ci să vii în țara pe care Dumnezeu a pregătit-o și în care te cheamă. Dumnezeu zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta, din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Am pus și eu o întrebare, mai ales știind Scriptura, știind cine este Dumnezeu și auzind cântarea pe care am cântat-o înainte de predică. Dragii mei, al Domnului este pământul și tot ce este pe el, lumea și cei ce-l locuiesc. De ce nu pot să rămân în Ur și în Caldea ca Dumnezeu să-mi facă un nume acolo? De ce trebuie să rămân în România și nu pot pleca în America sau în Italia sau în Spania ca Dumnezeu să-mi facă un nume acolo? Oriunde-i Dumnezeu prezent, să nu-mi spuneți că Noul Ierusalim este la București? De ce trebuie să stau în țara asta, mai ales în vremuri ca acestea, când nici nu știi ce să faci în mijlocul lor? De ce în Canaan și nu în Ur? Atunci când Dumnezeu este pretutindeni. Aș vrea să vă aduc aminte că numele pe care Dumnezeu ni-l face ține mai mult de ceea ce face El prin noi decât de ceea ce face El pentru noi. Nu în noi, ci pentru noi. Și de aceea trebuie să fiu în locul în care Dumnezeu mă vrea ca să lucreze prin mine, împlinindu-și planurile Lui. Dați-mi voi să citesc câte ceva despre țara în care L-a chemat Dumnezeu pe Avram. Ezechiel, capitolul 20, versetul 6. În ziua aceea mi-am ridicat mâna mea spre ei ca să-i duc din țara Egiptului într-o țară pe care o căutasem pentru ei, țara în care curge lapte și miere, cea mai frumoasă dintre toate țările. Extraordinar. Lasă țara ta și vin într-o altă țară pe care eu am căutat-o pentru tine și vreau să spun, este cea mai frumoasă țară dintre toate țările. Acum eu am vizitat Israelul și să nu-mi spună mie Dumnezeu că e cea mai frumoasă țară dintre toate țările. Îi pustiu, dragii mei, în aprilie, îi superb, sunt numai flori și verdeață în mai și în iunie, îi pârjolit totul. În afară de pietre nu vezi nimica. Tot ce poți face acolo este să împlinești porunca omorârii cu pietre a celor păcătoși, că-s peste tot. Întrebarea este ce-i frumos acolo. Nimic nu mișcă în căldura respectivă. Nimic nu mișcă. Ce-i frumos în țara aceea? Dar observați că frumusețea pentru Dumnezeu este definită un pic altfel. Țara este cea mai frumoasă dintre toate țările din pricina ceea ce s-a întâmplat în ea, se va întâmpla în ea, se întâmplă în ea. Dați-mi voi să vă spun câteva lucruri care încălzesc inima lui Dumnezeu, care leagă de țara aceasta. Avram a ajuns în Canaan în sfârșit și la un moment dat vine înaintea lui Dumnezeu, în capitolul 15, zice, Doamne, ce-mi vei da, mor fără copii, slujitorul din casa mea va fi moștenitorul casei mele. Și Dumnezeu îl lasă să vină seara peste el, după care îi ridică capul spre bolta înstelată și spune, Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare, așa va fi sămânța ta ca stelele cerului. Și acolo în noapte, Avram singur cu Dumnezeu, ceva se rupe în Avram, îi piere orice nemulțumire. Textul spune, Avram a crezut pe Dumnezeu și lucrul acesta i-a fost socotit ca neprihănire. Cum să nu-i fie lui Dumnezeu dragă țara aceasta când un om a lăsat Urul, Caldeea, onorurile, a lăsat păcatele, idolatria tatălui său și a venit în prezența lui Dumnezeu în pustiu, într-un cort și s-a legat cu inima de Dumnezeu, a crezut în Dumnezeu. A viața e mai complicată și între timp apare Agar și Ismael, dar dați-mi voi să vă duc cu un pas mai departe, până în capitolul 22. În capitolul 22 Dumnezeu îi spune, Avrame, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe Isaac pe care îl iubești și adu-l jertfă pe muntele pe care ți-l voi arăta. Avram se frânge pentru o clipă, după care pune șaua pe măgare și a slujitorii și fiul și pornește 3 zile, dumicându-și lacrimile spre muntele pe care Dumnezeu îl va arăta. Urcă povârnișul muntelui, face altarul, pune lemnele, pune pruncul pe altar, focul era în mână, cuțitul în cealaltă mână. Îngerul Domnului a chemat a doua oară din cerul pe Avram, după ce prima dată i-a spus, nu te atinge de copil.
Ascultați ce s-a întâmplat pe muntele acela. Cum să nu fie legată inima Domnului de țara aceea? Pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult, îți voi înmulți foarte mult sămânța, și anume ca stelele cerului, ca nisipul de pe țărmul mării, și sămânța ta va stăpâni cetățile vrășmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea. Nu știu cum înțelegeți dumneavoastră textul în limba română, dar textul mie îmi spune că Avram l-a înduplecat pe Dumnezeu să-l dea pe fiul său la moarte, pe același munte, în același loc, pentru păcatele întregii omeniri. Este impropriu spus, pentru că Fiul lui Dumnezeu s-a hotărât pentru junghiere înainte de întemeierea lumii. Dar textul spune, pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe singurul tău fiu, pe Isaac. Toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Iar în Galateni Pavel spune, nu în semințele, deci nu-i pluralul, în sămânța ta la singular, adică în Hristos, în întrupatul fiu al lui Dumnezeu. Spuneți-mi, cum să nu fie cea mai frumoasă țară dintre toate țările pământului când Fiul lui Dumnezeu urma să moară în țara aceea, pe muntele aceea, ca să împace omenirea cu Hristos, să rupă lanțul păcatului meu, să-mi dea puterea să mă dezrobească ca pe Eva și pe ceilalți din strânsoarea morții, să mă ducă la viață? Isaia, capitolul 25, versetele 6-8. Domnul oștirilor pregătește tuturor popoarelor pe muntele acesta, nu pe altul, pe acesta, un ospăț de bucate gustoase, un ospăț de vinuri vechi, de bucate gustoase, miezoase, plină de măduvă, de vinuri vechi și limpezite. Și pe muntele acesta, adică în țara aceasta, pe muntele acesta înlătură măhrama care acoperea toate popoarele și învelitoarea care înfășura toate neamurile. Nimicește moartea pe vecie. Domnul Dumnezeu șterge lacrimile de pe toate fețele și îndepărtează de pe tot pământul ocara poporului său. Da, Domnul a vorbit. Deci e cea mai frumoasă dintre toate țările, pentru că acolo, dragii mei, Fiul lui Dumnezeu, răstignit pe un lemn în locul tău și în locul meu, purtând păcatele întregii lumi ca miela lui Dumnezeu, care adică păcatul lumii, a strigat, s-a isprăvit, s-a săvârșit. Acolo onoarea lui Dumnezeu a fost îndreptățită. Acolo, dragii mei, secole în care Dumnezeu a trebuit să stea cu capul aplecat înainte lui Satan, pentru că îl acuza cum l-a acuzat din pricina lui Iov și a altora, Dumnezeu trecuse cu vederea păcatul în vremea îndelungei lui răbdări. Acolo s-a plătit prețul păcatelor tuturor oamenilor. Acolo a dezbrăcat Domnul Iisus Hristos, întrupatul Fiul al lui Dumnezeu, orice domnie, orice stăpânire, le-a făcut de ocară după ce a ieșit biruitor asupra lor pe cruce. Acolo a împlinit Dumnezeu ce a promis în grădina Eden. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta, sămânța ei. Tu îi vei zdrobi călcâiul, dar el îți va zdrobi capul. Dumnezeu zisese lui Avram, ești din țara ta, din rudenia ta, din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Există două condiții ca Dumnezeu să facă cuiva un nume, cel puțin în textul acesta. Unul, trebuie să ieși din contextul păcătos în care te-ai născut, în păcat te-a zlămisit mama ta, indiferent ce părere ai despre tine, ești păcătos, n-ai ce căuta în prezența lui Dumnezeu, trebuie să recunoști lucrul acesta, să lași urul, să lași caldeia, să lași trecutul, să lași obiceiurile tale, să ieși de acolo afară. Și de-al doilea rând, trebuie să vii în locul în care Dumnezeu dorește și poate să te folosească pentru binecuvântarea altora. Când noi ne gândim la nume, și asta e o diferență uriașă între un mod și celălalt mod de a-ți face un nume.
Când îți faci un nume după tiparul cainiților sau după tiparul lui Nimrod, aduni și aduni și aduni și zidești și zidești și îți legi numele de toate lucrurile și vrei să ai în toate clasele portretul tău și pe toate zidurile și stâlpii să fie chipul tău, mai ales dacă se alegeri Dumnezeu viitoare. Când Dumnezeu îți face un nume, El începe să rupă toate acestea jos, de peste tot. Să te scoate din tot ce ți-a fost drag și să te ducă într-un loc în care numele tău va fi legat nu de cărămizi și smoală, ci de oameni care voi trăi o veșnicie cu Dumnezeu. Știu că în frământările mele, imediat după ce m-am întors la Domnul, Domnul a dus în calea mea mai mulți misionari, dar unul dintre ei mi-a legat de suflet un lucru pe care nu l-am uitat. Era un inginer faimos de poduri care îmi arăta pozele podurilor pe care le-a construit la viața lui. Și el mi-a spus așa, tot ce am făcut în viața mea va arde. Există două lucruri veșnice în care se merită să investești. Cuvântul lui Dumnezeu și oamenii. Cuvântul lui Dumnezeu și oamenii. Acum, ca să investești în cele două, probabil că te folosești de lucrurile din jur, dar nu uitați, comoara o purtăm în vasul de lut. Când mă preocupă numele pe care mi-l face Dumnezeu să fie o binecuvântare pentru alții, nu vasul de lut este de atenția mea, ci comoara din el. Și în ce mă privește? Și în ce îi privește pe ceilalți. Uitați-vă la zilele în care trăim. Este o cumplită dezamăgire peste români. Nu știu pe cine o să alegeți voi, eu nu știu pe cine să aleg. Habar n-am. Pentru că oricât mi-aș răsuci mintea, nu pot să găsesc un argument în mintea mea care zic va fi bine după aceea. Și probabil că nu va fi bine. Pentru că minciuna stă cu regele la masă și asta e cam de multișor poveste. 20 de ani nu mântuit de lucrurile astea, dragii mei. Și acum este și o cinste să minți dacă ești în politică, pentru că asta este parte din toate aceste lucruri. În cine să mai crezi? Ce să mai faci? Dar problema este că nu doar oamenii bătrâni sunt dezamăgiți, pentru că nici măcar în ultimele zile din viață nu te poți bucura de libertatea pe care ne-a dus-o revoluția. Dar uitați-vă la tineri, stați de vorbă cu studenți. Dacă aș putea să vă iau un interviu repede acum, să mă duc cu un casetofon sau un reportofon, să vă întreb, mi-ați spune, aș pleca oriunde, m-am săturat de locul acesta. Cum iei deciziile legate de viața ta? De țara în care vrei să trăiești? Dacă ți-aș da bani și un pașaport și vize, unde dorești tu, unde te-ai duce? Observați, cei mai mulți dintre noi alegem locul, după mintea noastră, în care Dumnezeu ar putea face cel mai mult pentru noi. Cel mai mult pentru noi. Foarte puțin dintre noi se gândesc la locul în care Dumnezeu ar putea să facă cel mai mult prin noi. Prin noi. Vineri și sâmbătă am fost cu Luci, generalul meu, cel care are ochii în locul meu. Am fost până la Sebeș și am întâlnit un prieten vechi. În anii 80, la școala prorocilor din Oradia, l-am învățat să studieze Biblia. Cât am știut eu atunci acolo? Și a venit și m-a luat în brațe și mi-a spus o vorbă foarte ciudată. Nu mi-a spus-o nimeni în viața mea până acum. Deci îi mulțumesc lui Dumnezeu că n-ai plecat din România. Deci nu m-am gândit niciodată să plec de aici. Dar vreau să vă spun că majoritatea luam deciziile în funcție de ce poate și unde poate Dumnezeu face pentru noi cele mai multe lucruri. Cu siguranță în Italia și în Spania și în Anglia și în America, dar nu în România, mai ales în astfel de situații. În 1974 eram militar în Oradia și unitatea noastră nu era foarte departe de biserică,
Aveam niște haine civile undeva la niște frați și treceam și eu peste garduri, să nu spuneți la nimeni lucrul acesta. Și mergeam și mă îmbrăcam în hainele civile și fugeam la biserică, la fratele Olah era atunci. Cu 2 ore înainte să înceapă biserica, nu găseai un loc. De obicei stăteam răzemat într-un colț pentru că știam că trebuie să plec mai repede, să ajung la unitate când se sună goarna și să pot ieși din mulțimea aceea de oameni. Au fost zile extraordinare pentru mine, pentru că vedeam cum Duhul lui Dumnezeu lucrează, vedeam puterea lui Dumnezeu în omul acesta. Mi-a marcat viața în mijlocul căutărilor mele. În timp ce noaptea sub cerul senin eram în gardă pe undeva prin curtea unității, stăteam și mă rugam lui Dumnezeu, îl primisem pe el. În 1968 m-am botezat, mă întreba fratele Vădan în dimineața aceasta, dar în neliniștea mea vedeam că nu-mi găsesc locul. Doamne, fă ceva pentru mine! Fratele Olah a venit primul, care prin mesajele lui mi-a atins inima. Și pe urmă Dumnezeu a venit prin alții care să-mi modeleze viața, să-mi spună că e mai important ce face Dumnezeu prin tine decât pentru tine. Problema este că l-am auzit cu gura mea și cu urechile mele vorbind despre faptul că Dumnezeu îl cheamă să plece în America. Ca și cum ar fi zis, nu suficiente lucrurile pe care Dumnezeu le face prin mine aici, mă duc pentru că acolo este libertate. Dar n-am înțeles. Problema este că a plecat de aici, l-am întâlnit de câteva ori în Statele Unite. Un om mai amărât decât el, n-am văzut. Este ca și cum, plecând de aici, o trebuie să lase în urmă tot ce a făcut Dumnezeu prin el. Dacă ar fi rămas aici, nu știu ce s-ar fi întâmplat, cum ar fi mers mai departe trezirea spirituală. Dar când mă gândesc la numele pe care îl face Dumnezeu, el ține de ce lucrează el prin noi, nu pentru noi. E adevărat că să lucreze prin noi, mai întâi trebuie să lucreze în noi. Dar aș pune o întrebare de încheiere, mai ales tinerilor care sunteți aici. Închideți-vă ochii pentru o clipă și spuneți-mi la ce vă gândiți cel mai des. La ce poate face Dumnezeu pentru tine sau la ce poate face Dumnezeu prin tine? Ce te frământă cel mai mult? De ce visezi la Italia, la Spania, la America, la Anglia, la Australia, la oriunde, dar nu aici? La oriunde, dar nu aici. În 1989, înainte de Revoluție, eram în Colorado Springs împreună cu soția mea și s-a nimerit că atunci când am ajuns eu acolo să fie o conferință. Era o conferință despre prigonirile de după cordina de fier. Și am auzit că fratele Iosif Țon este acolo. Într-o seară am ieșit la plimbare împreună și ne-am plimbat în locul absolut ferice, în libertate. Nu uitați, era înainte de Revoluție. Eram acolo în America și fratele Iosif Țon la despărțire îmi spune: nu te supăra, dar eu nu te chem mâine la conferință. Eu am fost un pic jignit în amorul meu propriu. Am venit și eu de după cordina de fier, acum este o conferință la care pot participa. Dar l-am întrebat, dar de ce? Pentru că tu strici tot ce facem noi acolo. Cum adică stric tot ce faceți acolo? Păi tu o să vii să ne spui că nu este persecuție în România. Stai și m-am gândit la ce mi-a zis dânsul. Am înțeles într-un târziu. Nu, eu nu ziceam că nu este persecuție în România. Eu spuneam că, în ciuda faptului că este persecuție în România, nimeni nu-l poate opri pe Dumnezeu să facă prin mine ce are de făcut. A, că nu putem predica pe stadioane, cum dorea fratele Olah, că nu putem face botezuri în Criș sau în Someș, asta e altă problemă. Dar nu cred că în împărăția lui Dumnezeu se intră numai de pe stadion și numai prin apa botezului în Criș. Ci în împărăția lui Dumnezeu se intră și din catacombe și din păduri, se intră, dragii mei, și din locuri în care nu te știe nimeni. Și eu cred că ce a spus Domnul Iisus Hristos e adevărat. Porțile locuinței morților nu vor birui. El își zidește împărăția dacă tu ai curajul să te dai lui să lucreze prin tine. Știți ce spune Pavel?
Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește prin mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Ascultați ce spun restul versetelor, versetul 4 din capitolul 12. Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, și a plecat și Lot împreună cu el. Avram avea 75 de ani când a ieșit din Haran. Avram a luat pe Sarai, nevastă sa, pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile pe care le strânseseră și cu toate slugile pe care le câștigaseră în Haran. Au plecat în țara Canaan și a ajuns acolo unde l-a chemat Domnul, în țara Canaan. Avram și-a împlinit partea lui. Care era condiția? Să iasă și să meargă. Avram a ieșit și a ajuns în Canaan. Oare acum rămâne o întrebare pe care o las pe data viitoare. Oare Dumnezeu își va împlini partea lui? Voi face din tine un neam mare. Te voi binecuvânta. Vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta. Voi blestema pe cei ce te vor blestema. Toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Oare Dumnezeu își va face partea lui? Stați înaintea mea și probabil că veniți de atâta vreme încât nu puteți să spuneți decât un singur fel. Da. Problema este că nici Avram și nici eu și nici tu nu știm exact cum, cu ce preț, cu ce renunțări, cu ce dureri. Cred că e suficient să ne uităm la Fiul Său, căruia i-a făcut un nume care e mai pe sus de orice nume, pentru că în numele Lui se plece orice genunchi al celor din cerul, de pe pământ și de sub pământ, orice limbă să-i dea Lui slavă. Ieși și vino. Nu pentru mine, ci prin mine. Amin.